Mulțumim mult, Abi, bine ai revenit la noi, Petru Luhan. Cu vești bune, da? Ca de fiecare dată. Bine v-am regăsit, mulțumesc pentru invitație. Avem vești foarte noi și foarte accesibile. Bun, fonduri nerambursabile pentru IMM-uri. Exact. Care e noutatea principală, valoarea? Povestește-ne. O să vă prezint astăzi două programe extrem de interesante și extrem de accesibile pentru orice muritor de rând. Începem cu grantul, care foarte probabil se va deschide între 10 și 15 octombrie, adică într-o săptămână, o săptămână și jumătate, unde fiecare antreprenor sau viitor antreprenor poate să acceseze până la 1 milion de euro, până la, adică poate să acceseze și 50.000 sau 100.000 sau 200.000, dar poate, dacă are capacitatea, să acceseze și 1 milion de euro. De ce? Este avantajos pentru că, din fericire, cofinanțarea este doar de 5 până la 15%. Micro-întreprinderile, adică cei care au până la 9 angajați, 5%, întreprinderile mici care au până la 49 de angajați, 10% din buzunarul propriu, și întreprinderile mijlocii care au până la 249 de angajați vin cu 15% de acasă. Cei peste 250 de angajați nu sunt eligibili pe acest program. Vezi ce fericire... sunt băieții, da? Ei deja îți pregătesc întrebările. Vreau să spun că eu chiar am primit mesaje de la niște persoane din Franța, Anglia, așa, care se uită, urmăresc, te apreciază foarte mult și s-au uitat și la emisiune și chiar au zis că informațiile astea sunt foarte utile. Da, sunt, și de asta e și lăudabilă televiziunea voastră, că acordă însemnătate și întâietate acestui subiect care poate conduce la dezvoltarea economiei în general în România, dar mai ales la îndeplinirea unor visuri a unora care doresc să au o idee, au o necesitate, vor să implementeze acea idee, să o transforme în realitate, dar poate nu au bani sau banca nu le dă susținerea financiară, chiar dacă ar fi pregătit. Mai ales în perioada asta cu pandemie, unde mulți riscă să rămână fără un loc de muncă și e ocazie bună pentru ei să-și îndeplinească visul. A fost și la noi în emisiune cele doamne care au acea asociație și ai văzut că nu știau de posibilitatea asta. Da, nu știau de fondurile pe cultură. Da, și inclusiv acest grant finanțează Codul Caen Cultură și iarăși îndemn pe toți cei care au o idee de proiect sau o necesitate să apeleze la acest program, care putem spune că este unic în felul lui, pentru că au mai existat programe care au finanțat cu doar 10% de acasă, dar acesta este unic din mai multe puncte de vedere, și anume, 1. Îți dă posibilitatea să achiziționezi imobile folosind până la 50% din valoarea eligibilă a proiectului. Adică dacă scriu un proiect de 1 milion de euro, 500.000 de euro le pot folosi pentru achiziția unui teren și sau unui imobil în care să-mi desfășor activitatea. Să ai casă pentru afacerea ta, normal. Da. Să ai sediu la afacere. 2. Cofinanțarea care este foarte mică, nesemnificativă în comparație cu investiția. 3. Ai categorii de cheltuieli eligibile până la inclusiv elaborare site, marketing, promovare, dar mai ales achiziții de echipamente de orice fel. Putem să achiziționăm echipamente pentru producție în sine, pentru IT, mobilier, dotări, toate astea fiind necesare pentru punerea în funcție a unui business. Businessul poate fi de la zero sau unul existent. Adică dacă am avut o mică firmuliță, de exemplu două mașini de cusut cu care făceam rochițe sau lingerie, pot acum să-mi cumpăr 15 mașini mari, moderne, de cusut, de brodat, de apretat, una de ambalat, și în felul ăsta mi-am făcut o mică fabricuță de textile și vând la alt calibru. Mai mult, pot să îmi construiesc și sau cumpăr un imobil și, nu în ultimul rând, pot să elaborez și un site pe care se vând online. Da. Deci, practic, uite, de exemplu, ai avut, să zicem, afacerea asta, ai stat cu chirie, ai plătit chiria, așa, acum ai ocazia să ai casă pentru afacerea ta, sau n-ai avut posibilitatea să-ți extinzi afacerea pentru că nu ai știut să promovezi, n-ai avut programator, n-ai avut un site, n-ai avut, acum poți să iei fondurile pentru așa ceva. E minunat. Mai ales că în situația asta de pandemie, vânzările online joacă un rol important și pot
fi chiar soluția pentru anumite business-uri ca să supraviețuiască și poate chiar să se dezvolte. Uh-huh. Au crescut vânzările online semnificativ, de aceea au și crescut anumite firme care au avut produsele online și cred eu că faptul că aceste programe sprijină inclusiv componenta IT, componenta digitală, este un mare avantaj pentru orice tip de business. Că vorbim de servicii, că vorbim de producție și vindem apoi produsele prin instrumente digitale, toate conduc la succes în plus. De ce sunt oamenii reticenți la a aplica pentru fonduri? Unii spun că sunt monitorizați mult mai atent, că dacă 2 ani de zile, sunt niște condiții pe care trebuie să le întrunească. Trebuie să-și păstreze angajații, trebuie să aibă o anumită cifră de afaceri. Care sunt condițiile astea care i-ar da înapoi? Da. Păi, colegul tău ți-a răspuns. Lipsa de cunoaștere. Uh-huh. Din păcate, trebuie să spun, nu vreau să critic și nici nu vreau să par critic la adresa cuiva, dar din păcate prea mulți în țara asta iau ce aud în zbor și transmit mai departe ca fiind real, uh-huh, adevărat. Uh-huh. Știu ei, au auzit ei. Sunt ei siguri că te-ai luat ceva din aer, poate de la un necunoscător care tocmai se exprima și el din auzit, sau poate pe internet. Ei, când vrei să faci ceva, mergi la sursă, direct. Când te doare măseaua, nu mergi la tâmplar, mergi la stomatolog. Uh-huh, uh-huh. Asta nu fac ei. Da, pentru că eu am tot auzit, e multă bătaie de cap, e prea mare bătaie de cap. Hai să lămurim astăzi, exact, ca să nu mai fie... Concret, avem nevoie de o firmă care să aibă o vechime mai mare de 2, ba chiar 3 ani. Adică anul 2019 și 2020 să fi funcționat. Da. Una din condiții de eligibilitate este aceea că trebuie să fie înregistrat descreșterea cifrei de afaceri de la 2019 la 2020. Fac o paranteză, banii vin din programul REACT-EU, adică reacția la COVID, și beneficiarii trebuie să dovedească că au suferit pe urma pandemiei. Nu, asta nu o să fie greu. Asta probabil că nu o să fie greu la mulți. Doi, al doilea criteriu de eligibilitate este să punem o componentă verde, adică tehnologia care o cumpărăm, să fie eco-friendly. Ah, când ai zis de verde, m-am gândit la certificatul verde. Că da. Să ai și certificat verde acum. Ne-am îmbrăcat oricum, când a fost cu certificat, ne-am îmbrăcat toți în verde, eram în fiecare zi în verde, toți invitați în verde, da. Așa, după care, adică aici intră tot ce înseamnă contribuție la emisii scăzute de CO2, tot ce înseamnă consum redus de combustibil, componente ergonomice, spre exemplu iluminatul să fie din becuri ergonomice care consumă mai puțin, uh-huh, și așa mai departe. Da? Există fiecare tehnologie nouă are o componentă verde deja. Bun. Și al treilea criteriu de eligibilitate îl reprezintă planul de afaceri pe care îl facem noi și prin care demonstrăm că în 3 ani de la momentul obținerii finanțării vom readuce firma la stadiul 2019. Adică, câți angajați ai avut în 2019? Cel puțin. 3. Ok, o să ai 3 angajați la sfârșitul anului 2024. Ce cifră de afaceri ai avut? 200.000 de ron. La sfârșitul anului 2024 trebuie să te angajezi prin plan de afaceri și să dovedești cu planul de afaceri că vei ajunge tot la 200.000. Și dacă nu se întâmplă asta? Dacă nu se întâmplă, există destule motive pentru care nu s-a întâmplat și se dă o derogare, respectiv se prelungește termenul. Da? Încă un an sau încă. Și dacă tot nu ajungi? Nu ești un manager bun, să zicem. Na, tu vrei să faci, dai și fonduri, ai nu știu ce și duci firma la... Asta înseamnă că 10 puncte pe care le-ai obținut și ai câștigat competiția cu ele, se vor sustrage din total și e posibil să se facă o corectură financiară. Dar acest lucru nu s-a întâmplat până acum. Întreb, care sunt variantele? Bună întrebarea, pentru că e întrebarea multor telespectatori cu siguranță. Așa. Ce se întâmplă cu spațiul? Dacă dai faliment și ți-ai luat un spațiu, ți-ai achiziționat prin fonduri europene, poți să-l
folosești pentru un alt business sau ce se întâmplă cu el? Nu, în general, dacă dai faliment, oricum se duce totul în cap. Adică se duce totul de râpă, asta e clar. E, da? Inclusiv incapacitatea, apare incapacitatea de a plăti fondurile nerambursabile înapoi. Da? Bun, deci asta se... Da. N-ai. E situația tipică când aterizezi în situație de dificultate economică și atunci nu poți plăti nici la creditori, nici la bănci, nici la fonduri europene. Acolo este o situație de, nu știu, insolvență sau ce se va declara, în care se aplică metodologia conform legii de a trece prin filtru ce mai ai se dă la creditori, ce nu ai, Dumnezeu cu mine. Deci nu se întâmplă absolut nimic în plus față de un antreprenor care nu a accesat fondurile. Adică mai rău de atât decât nu există. Da. Nu există, trebuie doar înțeles că acum este oportunitatea, timpul este relativ scurt, adică trebuie să se grăbească să ne pună la dispoziție bilanț 2019, bilanț 2020, certificatul ONRC, lista de investiții ce vor să achiziționeze și să ne indice locația, atât. În cazul în care vor să achiziționeze un spațiu, trebuie din păcate sau din fericire, să dovedească și un antecontract. Da, cursuri, se poate investi și în cursuri de formare profesională? Da. Poți să faci și pentru tine și angajații tăi? Am adus și câteva sinteze și aici toate categoriile de... ai toate categoriile, inclusiv învățământ. Da? Uh-huh. Deci la învățământ, tot ce ține de codul CAEN învățământ, toate sunt eligibile, adică dacă vrei să organizezi cursuri, sunt eligibile. Dacă vrei să-ți faci un centru de formare profesională, este eligibil. Inclusiv să cumperi spațiu sau să-l închiriești și să-l amenajezi. Sau să-ți cumperi calculatoare și să faci formare profesională pe online. Toate activitățile legate de codurile CAEN de învățământ sunt eligibile, din fericire. Sau alte activități recreative. Da. Unii vor să-și facă grădiniță, spre exemplu. Acreditarea pentru grădiniță durează cam un an de zile la Ministerul Educației. Apelează la codul CAEN alte activități recreative. Fac grădinița exact cum e o grădiniță, cu toată infrastructura care se corespundă criteriilor de acreditare și apoi, în timp după ce au luat bani, și o acreditează. Deci iată o cale de a evita aceste constrângeri de timp, pentru că acum, având doar 2-3 săptămâni la dispoziție să elaborăm cererea de finanțare, nu au cum să se mai gândească să facă o acreditare înainte. Plus că o acreditare se face după ce există ceva, dar să zicem, care exista și vor să, doar să modernizeze și după aia să aplice. Apoi, tot ce înseamnă și producție și servicii se finanțează în aceeași măsură. Adică nu se întâmplă ca la alte programe să se diferențieze producția de servicii. Spre exemplu, pe programul PNDR, pe programul POR, programul personal regional, la producție primești minim 10 puncte în plus. Adică îți creezi oarecum un avantaj competitiv. Aici nu este cazul. Mai mult decât atât, trebuie spus telespectatorilor voștri că și Bucureștiul este eligibil în egală măsură ca toate celelalte localități. Până acum, și de la POR, și de la PNDR, și de la celelalte programe, Bucureștiul oarecum a fost exclus sau limitat la accesare fondurilor europene. De ce? Pentru că are un produs intern brut peste media Uniunii Europene. Banii ăștia sunt bani din fondul de coeziune. Coeziune ce înseamnă? Prin definiție, eliminăm discrepanțele la nivel social și economic între regiunile definite din Uniunea Europeană. Avem 271 de regiuni definite în 27 de state membre, din care 8 se află pe teritoriul României. Între cea mai săracă regiune Nord-Est și cea mai bogată regiune București-Ilfov în România, există o discrepanță de 3 ori în ceea ce privește produsul intern brut pe cap de locuitor. Adică, în Vaslui, Iași, Botoșan, Suceava, Neamț, Bacău, avem un produs intern brut în medie 32% pe cap de locuitor din media Uniunii Europene. În București-Ilfov avem 112%. De aceea, accesul celor din București-Ilfov, atenție pe alte programe, nu aici, da? Nu la grantul ăsta pe care îl explic astăzi, este deseori limitat sau chiar eliminat pentru bucureșteni și ilfoveni. Programul operațional regional, spre exemplu. Dar grantul ăsta, și vreau să scot în evidență, să accentuez acest lucru, se aplică pe toată țara în egală măsură pentru toate întreprinderile mici și mijlocii care îndeplinesc acele criterii de eligibilitate, respectiv criterii de competiție, și anume punctajul maxim.
nu numai cât să ai punctaj maxim ca să poți să aplici, pentru că deseori ce criteriul cu balanța ai negativă comercială, negativă sau pozitivă pe domeniul pe care activezi, nu ai cum să o influențezi. Dacă vrei să îți faci un business pe textile și acolo balanța este negativă, nu ai ce să faci. Adică ești bine. Dacă e pozitivă, iarăși nu ai ce să faci. De aceea, cele 5 puncte sunt la atitudinea ministerului cum le aloc. Ce ar mai fi important de spus este că... Termenele de depunere. Perioada de depunere, o lună de zile. Da. Imediat după depunere, există un sistem de autoevaluare în sistemul MEMA. După ce se autoevaluează, da, adică sistemul, nu forță umană, trec la contractări și acolo, bineînțeles, că intră în detalii. Unele dintre ele care nu îndeplinesc sau nu au documentele, clar o să fie eliminate și intră următoarele pe listă. În limita bugetului disponibil de 358 de milioane de euro. Bun, deci din momentul în care se dă startul, avem termen o lună de zile să depunem? Da. Doar o lună de zile. O lună. De-aia e mult? Există și mai puțin? Da. Există și 10 zile, există și 20 de zile, există 2 săptămâni. Există, e adevărat, și 3 luni și 6 luni. Există și depunere continuă, cum este cazul schemei de ajutor de stat, de la 1 milion la 37 de milioane pentru investiții mari. Acolo și sunt... când se va da startul la înscriere? La grant? Da. Între 10 și 15, am spus. Între 10 și 15 octombrie. Așa este planificat acum. Acum nu ascund că am mai trăit să se publice un termen și să se amâne, respectiv să negocieze ministerul cu Comisia Europeană să-i accepte din nou o amânare. Mai ales acum când poți să invoce COVID-ul ca motiv pentru amânare, Comisia Europeană nu prea are ce să facă. Da, să înțeleg că suntem susținuți așa de Comisia Europeană, cum am obținut banii ăștia? Cum am luat? Da, bună întrebare. Am mai explicat, cred că și la voi în emisiune, în perioada de programare, respectiv perioada bugetară la nivel european, de 7 ani. Da. 2014-2020 am avut 43 de miliarde, din care am cheltuit 21 și ceva. Uh-huh. Adică jumătate. Da. Mai avem jumătate din cei 43 de miliarde de cheltuit în următorii ani, adică N plus 3 până în 2024. Da. Ce au mai negociat ei încă un an. Da. În perioada de programare, tot de 7 ani, 2021-2027, România are acces la 83 de miliarde de euro, plus ăștia 21, ceva din urmă. Deci avem peste 100 de miliarde de euro. La aceștia se adaugă și banii europeni pe care românii îi pot accesa direct de la Bruxelles. Spre exemplu, Directiva 410 pe energie. Avem 14 miliarde de euro alocați exclusiv României, din care 50% trebuie să-i cheltuiască România până la sfârșitul anului viitor. Adică încă 14 miliarde. Avem apoi programul COSME, care este un program pentru IMM-uri unde putem accesa, în special cele pe sectorul digital, IT și multe alte asemănătoare, cercetare, dezvoltare, inovare. Apoi avem pe mediu, un alt program, apoi avem pe cercetare, dezvoltare, inovare, Orizont 2020, acum 2021-2027, și toate astea conduc la un buget de aproximativ 130 de miliarde de euro pentru România. Vă imaginați, noi în 7 ani am luat abia 21 de miliarde. Noi deci încolo vom avea de minim 5-6 ori mai mulți bani la dispoziție. Nu întâmplător, după vizita doamnei Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene în România, s-au dezlocat, între ghilimele, 3,6 miliarde de euro a treia zi. Deci avem și din programul ăsta doar pentru anul 2021. Bineînțeles că din PNRR avem în total 29,2 miliarde de euro. Deci, dacă nu cheltuim în următorii 3 ani jumătate din ăștia, e logic că s-ar putea să pierdem o parte din ei. Așa că există o presiune uriașă din partea Comisiei Europene pe guvernele din Uniunea Europeană pentru a răspunde crizei cauzate de COVID și a cheltui acești bani europeni. Banii există, nu mai putem spune, ne pare rău, nu putem... Trebuie să-i cheltuim, trebuie să elaborăm procedurile și trebuie să facem ceea ce faceți voi, de exemplu, comunicare excesivă pentru ca beneficiarii eligibili să afle... Adică și felul în care ne exprimăm. Unde ar putea fi piedicile? Deci avem banii ăștia, suntem susținuți să-i cheltuim și unde ne împiedicăm? Îți spun în mod concret, eu cred în puterea exemplului. Am câteva proiecte ca firmă de consultanță depuse pe programul personal regional, POR 2.2. Sprijinirea IMM-urilor cu până la 1 milion, respectiv 6 milioane de euro, cu 30% din buzunarul propriu.
Și am fost personal la ADR-uri, cele 8 ADR-uri, 7 sunt eligibile, Agenții de Dezvoltare Regională, care gestionează proiectele depuse. Da. Și am intrat eu peste domnul director general acolo și am spus, dom'le, uite, avem de aproape un an de zile pe porul ăsta, avem de peste un an de zile, aproape 2 ani de zile, ăla mic, por 2-1A, de 200 de mii cu 10% de acasă. Ce se întâmplă? Îi durează prea mult. Clienții, respectiv beneficiarii, nu mai au răbdare. Unii au amânat să-și cumpere utilaje la mâna a doua, da, pentru că li s-a promis prin proiectul ăsta că vor obține bani cu doar 30% contribuție proprie și să-și cumpere utilaje noi. Da. Au pierdut lucrări între timp. În 2 ani de zile nu au putut participa la licitație. Au pierdut lucrări. Ce se întâmplă? Și a spus, vino Petru să vezi. Mi-a deschis un birou unde, mă rog, pot spune că încăpeau aproximativ 60 de angajați, open space, și erau, nu exagere, 5 sau 6 oameni. A spus, ei pot invoca acum frica de COVID și nu vin la evaluat. Cu cine să fac treabă? Deci iată că, din păcate, COVID-ul afectează și componenta evaluare, care conduce la întârzieri în ceea ce privește absorpția de bani europeni pentru România. Da, da. Aici cred că guvernul ar trebui să găsească soluții, de aia îi dau prima dată vina guvernului. Dacă vezi că nu ai cu cine lucra și oamenii, ori introduci niște reguli. Dar faptul că se schimbă așa guvernul e o problemă? Că se schimbă guvernul, da, în general, orice schimbare de guvern atrage după sine întârzieri. Pentru că oamenii respectivi pe funcții nu au certitudinea că vor continua și sub cârma noului ministru. Și atunci nu mai sunt, deși ei sunt motivați. Plus că nu există răspundere ministerială. În România ar trebui introdusă răspundere ministerială. Spun asta de ani de zile, de când ies eu și vorbesc în public. Atunci când domnul ministru răspunde și patrimonial pentru neîndeplinirea obiectivelor, să vedeți că lucrurile se schimbă. Sau își vor asuma funcția de ministru doar cei care consideră că pot duce la îndeplinire un program de guvernare sau ceea ce îi stă lui pe portofoliul său în responsabilitate. Și atunci lucrurile s-ar mișca mult mai repede. Și eu mai cred într-un lucru. Grecia nu ar fi ajuns în situația care a ajuns acum câțiva ani dacă Uniunea Europeană ar fi avut sancțiuni pentru țările care depășesc deficitul. Dar Uniunea Europeană a creat reguli, dar nu și sistem de sancționare. Și atunci e logic că există posibilitatea ca unele țări să ajungă în situația Greciei. Așa se întâmplă și în ceea ce privește accesarea fondurilor europene, sistemul ăsta destul de complex de altfel, unde dacă un ministru nu prea are habar de materie, nu are cum să știe ce trebuie să facă sau să ceară să se facă în subordinea sa pentru a avea succes în ceea ce privește sporirea, urgentarea accesării de bani europeni. Dar de ce nu apelează la un specialist? Și aici mă refer, uite, și la tine, strict. Tu oferi consultanță, ți se cere, de fapt, pe zona asta? E o întrebare care are iz foarte greu politic. Nu ascund că am consiliat ambii premieri din punct de vedere accesare fondurilor europene. Am dat liste întregi de amendamente la anumite ghiduri, ba chiar vă arăt și comunicări pe WhatsApp și pe SMS-uri cu premierii, aducându-le la cunoștință că riscă să dezangajeze miliarde de euro prin nerespectarea termenului. Mi-au pus niște întrebări. Ți-au fost cerute sfaturile astea sau tu... Unele da, unele nu. Bun. Unele le-am dat eu pentru că am sesizat acest lucru și mi-a dat seama cum premiera are multe pe cap și am spus, ok, uite, vezi că... Da. Măcar cere ministrului de resort să îți raporteze. Da. După care au venit niște follow-up questions, m-au întrebat cum, ce, ca să știe probabil cum să pună problema. Am dat informația, dar n-am văzut să se schimbe ceva. Ei, aici cred eu că ai pus punctul pe ei iarăși. Dacă ar avea un sistem de management, îi zic eu, nemțesc, eu am studiat, am lucrat o perioadă de 11 ani în Germania, America și Australia și poate că am preluat prea mult din mentalitatea lor de business, dar vreau să spun că ar trebui aplicată cât se poate de curând și pe România, pentru că astfel, mai ales banii ăștia europeni, într-un quantum record, cum România nu l-a mai avut până acum, ar putea fi injectați în infrastructura românească de orice fel și în IMM-urile din România. Imaginați-vă că 130 de miliarde de euro, câte străzi, autostrăzi, câte școli, grădinițe, creșe,
câte centre sociale și, nu în ultimul rând, câte fabrici și uzine putem construi și sau reabilita. Aici trebuie să ajungem și asta trebuie să fie obiectivul primordial al României, pentru că oricât de bune ar fi încasările la bugetul de stat, atunci când produsul tău intră în brut este între 200 și 250 de miliarde pe an și tu ai 130 de miliarde la dispoziție, bani nerambursabili, bani gratis, da? Ar trebui să devină prioritatea zero pentru orice guvernare. Și asta cred eu că trebuie îmbunătățit urgent. Prea multe stângăcii la nivelul ministerelor de resort care gestionează fondurile europene nerambursabile, prea multe interese de a schimba oamenii și de a pune oamenii prieteni pe funcții cheie în ceea ce privește gestiunea fondurilor europene. Și de aici încep toate tergiversările. Vă dau un exemplu foarte concret. Măsura 2 este deja de mare notorietate pentru că s-a făcut mult tantam și în presă în România, care era un fel de răspuns la patru domenii: Horeca, industria hotelieră, transport și zona de editări și învățământ, unde puteai să primești bani pentru activități operaționale, adică inclusiv pentru materie primă, pentru salarii, pentru chirii, pentru rate. Păi, o parte, 8.000 din 22.000 de proiecte s-au finanțat în primele 3-4 luni, celelalte s-au finanțat după un an și ceva. Păi oamenii, păi antreprenorii mureau de mult, unii dintre ei au și murit, că n-au mai putut să ducă săracii. Da, 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 corect. Deci, cu alte cuvinte, ca și cum ar veni salvarea prea târziu, da, da, la pacient. Asta s-a întâmplat. Nu avem voie să ne permitem așa ceva. Indiferent, trebuie să gestionezi bugetul statului de așa natură încât să injectezi capital în economia românească și dacă ar ști și puțin în macroeconomie, să știți că ar reacționa probabil altfel. Și anume, dintr-un euro investit de stat în economie, până la 65%, adică până la 65 de cenți se întorc înapoi în bugetul statului prin consum direct și indirect, taxare directă și indirectă. Da? Și cărămida care o cumpără cel căruia îi dai tu bani este impozabilă. Și oamenii care îi folosesc pentru a produce acea cărămidă sunt impozabili. Din semnalele pe care le primești acum o să fie mai bine, ce speranță ai din ce se întâmplă acum? Ținând cont de faptul că, din fericire pentru România, Comisia pune o presiune uriașă pe guvernele din Uniunea Europeană să cheltuie acești bani, da, nu o să aibă încotro. La ce mod? Noi românii tot ce înseamnă presiune? Adică ce... Spre exemplu, dacă nu contractați pe programul ăsta până la sfârșitul anului, pierdeți bani, dezangajăm fondurile. Uh-huh. Dezangajăm înseamnă să se întorc la țările net contributoare. Cât ai? 1,6 miliarde de euro pe programul ăsta. Ăștia 1,6 miliarde de euro, nu ai contractat, ai contractat doar 600 de milioane. Și în momentul ăsta te-a consultat înapoi cineva pentru a... Poftim? În momentul ăsta ești în consultări, te-a consultat cineva din minister, având în vedere că ești expert pe fonduri europene și... Cine? Ai o experiență. Avem un ministru la fonduri europene? Eu nu știu. Păi nu, dar cineva se ocupă de asta, nu? Ar trebui să se ocupe. Cine se ocupă și de fondurile europene? Acum este interimar chiar premierul Câțu. Premierul se hoce. Ce e pe capul lui, săracul? Cred că numai la fondurile europene se gândește acum. Aici este punctul critic. Eu cred că ar trebui să gestionăm foarte bine forța umană și să responsabilizăm oamenii care răspund de cheltuirea banului public european. Asta, știi care e problema însesizată? Cred că fiecare premier vrea să aibă controlul banului și foarte atunci bine. Nu distribuie sarcini. Mai ales că cei care gestionează, toți, inclusiv ultimul mohican care lucrează în Departamentul de Fonduri Europene, primește până la 75% suplimentare la salariu. Și salariile nu sunt mici în ziua de astăzi în sistemul public. Deci, să fii serioși, ai controlul, nu mă interesează, pune, oricum trebuie să îndeplinești criteriile impuse de Comisia Europeană, dar lasă banii să curgă în economie. De exemplu, avem pe port 2.2, tot am vorbit de acest program, rată de depunere în raport cu bugetul alocat de între 375% în cea mai mică zonă, adică unul din ADR-uri, una din regiuni, până la 2100% în regiunea de nord-est. Și acum, noi am cerut, oameni buni, dacă faceți realocare de buget,
din PNRR sau din alte surse, unde nu s-au cheltuit bani sau din noul porc, da, puneți bani pentru proiectele astea care s-au depus pentru sau astea, da, da. Pentru că acestea n-are rost să mai reluăm procesul de evaluare de la zero, mai ales că din fericire Comisia Europeană a creat ca acest ghid, ghidul general de anul trecut să fie valabil și anul acesta. Corect. Petru, îmi pare rău că ne-a expirat timpul, dar te mai așteptăm oricând la noi, ai lucruri foarte importante să ne comunici. Trebuie, concluzia. Concluzia este că mai există, spun doar, două propoziții despre PNDR 6.4, da, care finanțează între 25 și 200 de mii de euro doar în mediul rural pentru activități non-agricole. 10% pentru producție, 30% din buzunarul propriu pentru servicii. Și aici condițiile sunt, putem merge și pe firmă nouă înființată, avem nevoie de o idee și 200 de mii, respectiv 20 de mii buget propriu, le putem obține ulterior și de la o bancă, bineînțeles și la grant la fel, da, după ce ne se aprobă proiectul. Petru Luhan, mulțumim mult de tot, mult succes, pentru că știu că o să ai mult de lucru și cu noul program.